Serghei, ia uite ce ofertă am găsit eu. 5 zile și 5 nopți în Tenerife cu 400 de euro. Mamă, hai să mergem, te rog eu. Hai, te rog eu să mergem, că nu mai pot. Am stat 2 ani de zile în casă. Te rog, hai să mergem. Da, 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 hai super. Uite, fii atent. Pe 22 mai până pe 27, ce zici? Perfect. A, ba nu. Pe ce? Avem nuntă la Laurențiu. Aoleu, păi și chiar trebuie să mergem? Ei, trebuie, că e prieten bun. Da, dacă era prieten bun, nu ne mai chema. În fine, hai să găsim altă dată. Uite, pe 7 iunie să plecăm. 7? Avem botez la Rareș. Ma. Băi, chiar acum s-o găsi și așa să fac copii, mă? Nu văd că e pandemie, că-s războaie. Și lumea asta să aduci copii pe lumea asta? Păi și musai să mergem? Ei, că e șeful și se supără. Dar eu nici nu înțeleg de ce îmi dă bani la muncă dacă oricum îmi ia înapoi la botez. Uite, fii atent, 22 iulie. Cu nu e civil la Mihaela. Bă, dar tot s-o găsit anul ăsta, ce naiba? Și stai să vezi că ideea scumpă. O luni de zile în Zanzibar nu ne costă cu toți, ne costă cu mielul ăsta. Bă, dar chiar n-avem niciun weekend liber în care să mergem? Ba da, de Crăciun. Ce bani de Tenerife, nu o să mai avem nici bani de băieli olănești. Da, și Ștefanul că sunt soară. Peste 2 săptămâni. Cum? Hai să găsim o scuză, să mai rărim din ele, nu știu, habar n-am, să zicem că ai tu urgență și că trebuie să fii în deplasare, ce zici? Cui ți-i zic că sunt deplasare lui șeful? El știe că am treabă în deplasare. Atunci le zicem că suntem la altă nuntă. Păi trebuie să trimitem plicul cu bani. De zicem că nu avem bani. Păi nu poți, te faci de râs. Da, chiar n-avem. Nimeni n-are, dar n-ai voie să recunoști. Sau să le zicem că trebuie să plecăm noi, că avem o urgență de familie foarte importantă, hă? Băi, eu pot să-mi, n-am o problemă. Dar tu poți să mergi în Tenerife fără să postezi pe Instagram? A, nu, păi deci mă mai duc. Ai, te mine. Băi, tu, dar efectiv nu putem să scăpăm? Dar mă simt ca și cum am fi prizonier, prizonier matrimonial. Dar chiar așa, dacă ei vor să intre din bună voie în pușcăria căsătoriei, deci trebuie să fim noi martori la proces contra cost. Da, și măcar în pușcării nu dai pe orochii 20 de milioane și nici nu dansezi țopă-i pinguinul pe tocuri de 20. Băi, fii atent, cea mai bună. Ce-ar fi dacă ne-am căsătorit noi mâine și ne-am duce și ne-am plecat în luna de mieri? Iar noi fiind proaspăt căsătoriți, chiar mai proaspăt decât ei, n-are ce să ne spună, n-are ce să supere dacă nu mergem la luna lor, că noi până la urmă suntem în luna de mieri. Să ne căsătorim? Da. Bă, da, altă șmecherie mai bună n-ai găsit ca să mă convinzi să ne luăm? Adică răspunsul tău la multe nunți să mai adaugi încă o nuntă? Chiar crezi că-s fraier? Doamne iubi, dar ce crezi că mă complic eu așa din senin? Fii drag, doar nu-ți mă crezi așa de bună. Facem doar pentru să scăpăm, pentru libertate, în Tenerife. Facem? Bine, mă, hai, facem așa. Ce mă bucur. Da, Ștefan, da, da. Da, suntem da, în Tenerife. Păi a fost ceva de ultim moment, așa, ne-am hotărât să ne căsătorim și să venim luna de miere aici, da. Am zis că nu te superi, că da, acum ai și tu în nunta, să nu te deranjezi, că... Ai mutat-o în septembrie? I-ai spus Anisiei? Da, cred că uita să-mi zică asta, că ai mutat-o în septembrie. Da, na, mai uit omul ce să-i faci. Ridic-te o leagă în picioare. Ridic-te o leagă în picioare. Stai, stai, stai! Măi! Ei, faci! Așa... Ce?